După incidentul petrecut în timpul meciului FC Botoșani-Astra Giurgiu, gruparea de pe municipal rămâne fără antrenor. Leo Grozavu și-a anunțat demisia în cadrul unei conferințe de presă convocate de către acesta la sediul clubului botoșanean. Vreau pe această cale să-mi cer scuze public pentru ceea ce s-a întâmplat la Giurgiu. În viață trebuie să ne asumăm faptele pe care le facem. Îmi exprim totodată regretul pentru ceea ce s-a întâmplat cu banca de rezerve la meciul cu Astra Giurgiu. Cu privirea în pământ, antrenorul botoșenenilor și-a cerut scuze pentru gestul pripit. În momentul de față vreau să spun în fața dumneavoastră că îmi prezint public demisia. Cred că este un gest de onoare care trebuie să-l fac în urma a ceea ce s-a întâmplat la Giurgiu. De cealaltă parte, fotbalistul Cătălin Golovca spune că cine greșește, plătește. Mai mult decât atât, jucătorul a precizat că se gândește dacă îl va da sau nu în judecată pe Leo Grozavu. Cine greșește, plătește. Și eu, cum am lovit cu cotul atunci, am plătit 4 etape și amendă. Asta este, îmi pare rău. Mă gândesc serios să văd dacă acționez, să-l dau în judecată sau nu. M-a văzut toată țara, toată lumea scrie, toată lumea nu. Un gest care chiar nu mă așteptam. Dar... De intenția antrenorului Leo Grozavu de a renunța la contractul cu echipa botoșeneană, a aflat astăzi dimineață și președintele clubului, Cornel Schweitzer. Acesta spune că este posibil să nu accepte demisia tehnicianului. Asta nu înseamnă că trebuie să o acceptăm și noi pe loc demisia, pentru că știți foarte bine, când doresc să încheie o colaborare cu un antrenor, doresc să încheie un contract, să rezilieze un contract, să negocieri. Luni seara, în timpul meciului dintre Astra Giurgiu și FC Botoșani, antrenorul Leo Grozavu l-a lovit pe fotbalistul Cătălin Golovca, aflat pe banca de rezerve. Tehnicianul i-a aplicat corecția după ce jucătorul a fost schimbat din teren și a aruncat tricoul pe jos.